Bună ziua, prieteni! Uitați, prieteni, patrona așa a luat batice. Și eu pe care de eu ăsta negru, eu nu vreau negru. Dă-mi altul. Pătorul ăsta, de-am zis pe omul în duș. Dă-mi pe ăsta cu verde, gata, hai. Ai de cap, filmă. Pe ăla al meu. Uite, cule, prieteni, am cumpărat baticuri că n-am avut. S-a înnoit patroana. Catalăiețu. Ok. Tita. Zic-o, Romano. Uita ce frumoase sunt. Te luai că zic, că plec că nu te simbolic. E în casă, stai că vine acum. Și cumpărai și... Păi, doamnă, faci insulina? Lasă-mă, bine, să fac insulina. Tu ce faci, mă, acolo? E pentru bucătar, uite. Ce duci aici? Brânză țigănească cu brânză. Bine, du-te. Bucătare. Bucat cu farfurie, hai, da. Bucătare, am o masă pentru tine. Au, 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 cum gândiți-te. Fica lumină. Hai, stai tu acolo, stai tu, că tine ai! Unde? Gata, patron? Gata, papi, insulina. Trebuie să vedeți pe blogul patron, am fost parola. De dimineață. Asta era parola, pătere. Am fost de dimineață cu patroana în oraș. Ai văzut că nu s-a gândit nimeni la bucătarul, că n-a mâncat nimic, a luat bobițe, dus o farfurie de brânză cu rânză. Să nu-ți trebuiască bucătarul, v-a făcut burt atâta. Așa, când eu am fost pe casă, bucătarul a făcut burta mai atât. Bucătarul a investit. Că dacă mânca toată ziua la oi. Toată ziua, adică când am plecat, sunt de acasă, numai oi, numai vietul, numai cafe. Să plecat de fâi în mările. Nu mă mâncare faceam cu el, că găsește ce ne face pe noi atâta. Da, ce ne face și pe noi. Dar chiar patrona să ne facă și pe noi. Prieten, patrona se pregătește să meargă la vizită la urs. Să merg la vizită la urs, pe urmă merg la Leo la Jilava. Dacă mă duc să tai în urmă. M-a tărit Dumnezeu și mă ține ca să pot să mă duc la copiii mei. Ursul așteaptă, prieteni, ieri când a auzit-o ursul la telefon. Ursul n-a plâns în viața plâns lui. Când a plecat de acasă. Când a auzit că am ieșit, a prâns de bucurie și Leo la fel. Da. Mulțumesc lui Dumnezeu să ajung la copiii mei. Deci eu niciodată, de când sunt cu ursul, n-am auzit să plâng așa. Da, patru. Și a prâns când a auzit că am ieșit. Că să vină acasă la copilașii lui, prieteni. Că nu era nimă. A dormit Leonardo cu mine aseară, prieteni. Și atât am dormit de liniștit, că l-am îmbrățișat pe Leonardo și am dormit cu el, prieteni. Mamă, Lică, ce punem? Un tuci? Am duci un tuci să-l și am dormit cu copilul, cu Leonardo, prieteni, care a lăsat ursul singur copilaș. Și trebuie să am grijă de copii până vine ursul. Și el e mai liniștit acum, că te știe pe mata de acasă, de asta și-a plâns. El e mai tânăr și mai crud. Dacă eu, bătrână, mă urab și am văzut ce-i pușcărie, dar el sta, nu știe ce-i pușcărie, e tânăr, copil, n-a trecut prin multe, cum am trecut eu prin multe. Eu am avut răbdare și am fost calmă și n-am avut rapoarte, n-am am făcut scandal cu lumea, era lumea năcăjită, aflo. Bă, nu vorbea mai rău, numai așa, eu răbdam și nu spuneam nimic. Eram femeie trecut prin multe. Și mulțumesc lui Dumnezeu că am ieșit bine de acolo, am luat medicamentele și am ieșit bine ca să vin acasă la copilaș. Și am făcut pușcăria, cum a făcut o babă pentru un om, cum îi zici, că nu-i mai țin minte numele la baba aia. Am făcut pușcăria pentru un om. Așa e, n-am avut prejudici, n-am avut bani, nu nimic. Am însemnat niște facturi și am făcut pușcăria pentru nimic. Mulțumesc lui Dumnezeu. Am ieșit bine și asta e, prieten, ca să pot să țin copilași până vine ursul și leu. Să țin familia de acasă. Că am găsit uit aici, nu-i lemne, nu-i căldură, nu avea mâncare, lada goală. Doamne, pe ce rușine, mamă? Ce rușine, mamă? Nu e rușine, mamă, am fost la pușcărie trei oameni din casă. Cine mai trebuia să mai să aducă? Tu cu Anca? Ne-a ținut la pușcărie pe noi. Ce trebuia să facem? Nu e rușine. Că trei din casă am fost la pușcărie. Da. Să zici că am făcut ceva. Pentru nume, că-i Leo, că-i patroana de la stră. Ne-a băgat judecătorii ca să ia gradele pe umeri care arestară pe Leo și pe mama lui. A luat grade, să fie sănătoși care ne-a arestat. Dumnezeu să le ajută. Da.
Lasă asta, patrona, nu mai vorbim. Bine că a ieșit, e sănătoasă. S-a umplut casa prietenii de patrona, deci pe culina. Deci... Prieteni, s-a veselit toată curtea și florile din curte. Și câinii jucau aseară când am venit. Dacă, da. Dacă vă spun, prieteni, cred că nu mă credeți. Și pisicii și tot s-a nu veselit. Nu mai sunt pisici, patrona. Da. Nu mai sunt. S-a veselit toată curtea pe da, America da, da. Acasă. Dar minte când a venit leu da, și cu urs. Tu ne vezi. Poți să dea mă gătă după părul. Nu, ăsta sunt bine. Ia să vedem. Până le punem toate la font, durează. Ăsta aruncă-l în bici, dacă nu e bun. Durează. Asta, bine, prieteni, mai vorbim mai târziu. Hai, da, duce-l. Atunci ce mai facem. Ei. Pastramă de oaie, prieteni. Ce? Ia să vedem ce avem aici. Ce faci, mă? Poți să zice când vine leu, ce e dacă s-a apucă la scandal cu mine, îl tai! Ce? Mi-aduci un damijan de vin, că te iubesc pe tine eu. Te plătește el! Hai, galotar! Am plecat la ursul. Patroana Alin, eu, copiii. Salutare, prieteni. Salut, prieteni. Suntem pe oitupul ursul. Da. Prieteni, pe-a-tou. Vă rog frumos și am rugăminte la dumneavoastră, o de astăzi încolo o să filmez și pe oitupul ursul. Ca să-l ținem pe ursul, prieteni, și pe el acolo până vine acasă. 4-5 luni cât are de făcut, mai are de făcut. Că a făcut 4-5 luni. Și vă rog frumos să vă uitați și la oitupul ursul, ca să iasă și el să vină la copii. Să-l ajutăm și pe el să vă uitați, să aibă și el fani pe oitupul lui. Vă rog frumos, prieteni, și vă dea Dumnezeu sănătate multă la copii și la familiile dumneavoastră, că să vă uitați și la oitupul ursul. Că de acum înainte mă ținem de copii să filmează și pe contul lui oitupul ursul. Și care aveți, am rugămintea la dumneavoastră, care aveți putere și puteți să-i donați și lui ursul în contul lui. În contul lui să donați, că eu n-am cerut până acum. Să faceți și lui donație care vreți și care aveți puterea și care aveți inima de atragere, să-i bagați și lui în cont, cât puteți și dumneavoastră. Să vă dea Dumnezeu sănătate și mă rog de sănătatea dumneavoastră. Da, vorbește și tu, Alin, că nu contă. Ce să mai zic? Așa de dimineață, ce? Ia vezi că nu știe să bage gaz aici și poate îi bagă pe jos. Și, prieteni, am adus 10 milioane de acolo, de la pușcărie. Și uite, bag gaz să mă duc la ursul. Și ajut copiii ăștia de acasă, uite, pe Leonardo. M-am dus, l-am împărtășit și la biserică astăzi. Să fie sănătos, să poate să filmează și Leonardo și Alex pe oitupul lui Tasă, ca să-l țină pe Tasă până bine acasă, copilaș. Mă, Leonardo, unde vei mișca? Da. Leonardo, unde duci, mamă? Vorbește și tu, Leonardo, pe oitupul. Unde te duci? Lasă câinele, le-a văzut iar câinele. Alex, nu vorbești tu pe oitupul lui Tasă. Alex e somnoros. Nu că știu hamburgerul ăla. Că după aia intri la tati și nu mai mănânci. Hai, vorbiți, Alex. Leonardo? Vorbești tu, Leonardo, pe YouTube-ul lui tata? Da. Hai, vorbești. Deci, prieteni, mergem la plecare în Severin, la Bânjuleț, mai exact. Așa, mai exact. Ia mami asta. Așa. Și o să merge. Stai jos ca să te vezi bine. La mol. Asta zic eu, la mol? După aia mergem la mult când o să ieșim de la tata. Nu mai mergem cu el. Și Leonardo, ia spune tu. Leonardo, mami. Ai găsit și tu porc acasă? Pe ce le-ai dacă n-ai bani? Am găsit. Cu bucătarul? Da. Și de unde iei bani să iei porc? De la Nea Bebiță iau bani. De la cine? Porcul de la Nea Bebiță. Porcul la Nea Bebiță. Da. Dar bani de unde iei să iei porc? Nu-ți dă-ți să iei mers bani. De la dușmani. Mă las să nu mai vorbiști tu. Mergi, bunicul tău, nu-ți dă bani să iei porc. Nu. Îți dă? Câmpiană.
da. Zi, mi-a dat o damigiană de vin, trebuie să-mi dea și un porc. Păi da, ce e lumină. O geamidană, da. Lumină, părinți, așa trebuie să da, ajută fetele. Da, să-ți ia tatăl un porc. Păi gata, trebuie să facem stabor acum cu taică-mi, să-mi ia și mie un porc. Gata, păi așa da. Facem. Trebuie să-i am post să mănâncă copii. Tată, vezi că vin acum la tine de Crăciun să-mi iei un porc. Să eu am post să țină și el copiii până vine urs. Păi da? Mami, auzi. Dar mergem la mult. Hai, te rog. Please. Mami, mă ajut. Mamă, dar ce miroase gazul ăsta să nu fumați țigări în mașină. Mi-e frică cu gazul ăsta. Păi ia foc. Vă, taci din gură. Vreau să o speli pe patru. Ai vorbit cu Lucie și Luci. Da, despre asta vin. Noroc, sănătate și cu bine. Mâncai o gură din oaia aia, mă umfrai repede în burtă. Calin, uite. Adine. S-a făcut bucătarul, bă. Oi tu, mamă, ce s-a făcut numai de oi. S-a umflat în burtă bucătarul. Păi și eu m-am umflat. Și oi, mă rog. Și eu m-am umflat. Uite, patrona, că te-a umflat și pe tine bucătarul. Păi da, cum și pe ea. Uite, uite-te la burta mea. Uite-te! Lasă, mamă, tu să te faci mare! Da, uite-te! Da, mamiță! Tu umbli cu mine de acum și faci antrenament, stai să iei pe Luci. Păi eu alerg toată ziua pe stradă la bucătarul. E bine că alergi, mamă, că faci... Faci sport. Hai, asta tot de ea să mâncăm ce mai ia de la Crăciun. Mai ne amu și ape, cum lua pe fiecare dată. Păi da? Bine, mine. Ne prozonează. Ți-a luat suflet. Du-te, Alex, aici. Stai, mă, bine. Du-te, Alex. Stai. Ha? Să uite ceasul. Deci, mi-a luat. Și mie mi-a luat un... Pe partea la altă, moșă. Păi, dă-te-le un urmă. Bravo. Vă certați, copiii. Ha-ha-u, piciorul meu. Tu tot ne-a prozonează. Dă-mi și mie un suc. No-ho. Da, așa no-ho. Se face. Uite pe Moș Crăciun. Ce bine? Păi nu mai arăta Leonardo. Stai! Aici știi tu, papa, cinde. Cinde, mă.